Încă încerc să-mi revin, sunt foarte, foarte emoționată și surprinsă și nu știu, chiar nu mă așteptam. Cea mai mândră mămică din lume. O muncit și o merita să iei aici. O muncit foarte mult. V-ați fi așteptat să ia 10 pe linie? Vă spun, la info nu. La info? Dar la restul, da. S-a pregătit mult? Da, tot timpul. E o foarte mare bucurie și în contextul actual consider că e o demonstrație a faptului că tot ceea ce faci în cei 4 ani de școală, pregătirea continuă, munca, perseverența, toate acestea sunt răsplătite și Lorena merită cu prisosință nota pe care a obținut-o anul acesta la bacalaureat. Sunt mândră, sunt fericită, e un motiv pentru care eu sunt în învățământ și rezultate ca ale ei și ca ale colegilor ei sunt cea mai mare răsplată pe care un dascăl o poate primi pentru munca pe care o depune. Nu sunt foarte optimistă de obicei, nu prea am încredere în mine, dar sper că cu reușita asta să-mi revin. Pot să zic că m-am pregătit de-a lungul celor 4 ani de liceu, adică chiar a fost o muncă constantă. Dar în ultima lună am aprofundat materia și am pus așa totul la punct. A fost o materie la care ai avut emoții? Da, la română. De ce? Pentru că nu mi se potrivește profilul meu, adică eu sunt cu matematica, nu... Română, da, a fost bine, mi se pare că... Ce înseamnă pentru tine faptul că prietena ta a luat 10 la BAC? Păi, sincer, nu e o mirare, mă așteptam, pentru că tot timpul a fost o fată ambițioasă și ce și-a pus în cap aia a reușit. Și... da. Când ai văzut nota, notele? Că, da, vă dați seama că am fost foarte mândră de ea. Dar mă așteptam, sincer. Tot timpul a avut rezultate excepționale. E un exemplu de curaj și de ambiție și muncă, perseverență din clasa 1, cea mai, nu știu, cea mai silitoare prietena mea și foarte colegă. Te-ai gândit vreodată că ia 10 pe linie așa la BAC? Da, am fost convinsă. De ce? Pentru că învață tot timpul și știe să combine puțin și distracția cu învățatul, adică nu face exces din niciuna. V-ați fi așteptat să ia 10 la BAC pe linie așa? Da, nu e prima dată, am mai avut eleve care au luat 10 și da, munca ei din cei 4 ani de zile justifică pe deplin acest rezultat. A avut așa un moment când v-ați cerut ajutorul să o motivați cumva sau așa sau n-a fost nevoie? Nu, că ea a fost sigură pe ea. Ce urmează pentru tine? Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la secția de calculatoare și matematică, o să fac matematică. Ce vrei să te faci când fii mare? Inginer, programator. Unde ai vedea locul de muncă ideal pentru tine? Sau într-un care? Birou, cu mulți oameni și... Făcând ce? Scrin programe. Pe o anumită temă sau orice programă? Nu, orice, la o firmă. Părinții sunt foarte emoționați, încă nu-și revin. Sunt mai emoționați decât mine. Și când ați văzut acum rezultatul? Am plâns în continuare. De bucurie, nu? Da, de bucurie. După ce o să termin facultatea, vrei să rămâi în țară să muncești în România sau ai de gând să pleci peste hotare? Vreau să rămân în țară. Adică poate m-aș duce să încerc și să fac o diferență între cum se muncește acolo și cum se muncește la noi, dar o să rămân în țară. De ce? Pentru că, nu știu, nu m-aș vedea locuind altundeva. De vizitat, da, sau pe perioade determinate, dar nu, n-aș pleca. Vreau să rămân în România, ai auzit? Da. Cum ți se pare chestia asta? Păi, sunt de acord cu ea. Sigur va face ceva ce va avea succes și sigur va avea o carieră foarte strălucită. E genul de tocilar care stă și tocește sau? Absolut deloc. E genul de copil deștept. În România a câștigat un om de nota 10. Da.